Am venit să mai iau niște haine. O să mă omoare mama acum. Noroc că nu e acasă. Da, nu e acasă. Păi să ne mișcăm repede, să nu mă prindă mama, că nu mă lasă să plec. Asta e dormitorul tău? Da, uite și tu, lasă astea tot, ca să... să mă duc să stau la Brigitte, cu condiția Ana. Maxim într-un an mă mut înapoi. O fac pentru aia mică. Că de-abia s-a mutat cu Brigitte la filă. Altfel, și așa m-am mai făcut-o foc, plec de acasă. De-aia a plecat de acasă? A plecat, da. Sunt puțin, e puțin, dai seama, nu-i convine. Am 40 de ani stat. Și să plec așa câteva luni, totul peste noapte. Dragostea. Facă-se de boia lui Domnul Iisus, cel mai simplu. Hai să văd ce mai ai de adunat. Hai, păi deci o să-mi iau parfumurile de aici și o să chem pe cineva la haine. Hai să vedeți câteva, uite ce am aici. Ana, dacă tot am venit să-mi iau câteva haine, te mă sună prietenii mei, o să chem să... Sunt prietenii mei din copilărie, să schimb câteva vorbe cu ei, că tot îmi iau hainele. Dacă plec la Brigitte, vreau să și văd pe ei. Ce înseamnă asta? Te demasculinizează. Cum o să fii roz? Ce înseamnă asta? Păi nu, le-am ales împreună. Ai zis că îmi stă foarte bine că sunt brunet și îmi stă foarte bine cu roz. Băi, te manipulează, mă, Florine, mă, nu e ok, bă. Da, mă, face totul. Dar și eu îi aleg ei. De exemplu, eu îi aleg rochia de mireasă. Gata, uite, vezi, am luat doar astea. Nu iau mult. Bă, Florin, bă, dar cu vinila nu mai mult. Bă, vene la tine femeia, știi cum? În patru la pe bune, nebun. Eu o iubesc pe Brigitte, stau acolo câteva luni și mă mut acasă. Ce am de pierdut? Una, două, da. Brigitte. Da, uite. Măi, Florin, mă. Te ceartă. Te ține mai în ceartă. A, ta, m-a plecat mireasa. Gata, hai. Ia-ți mireasa, ziua bună. A, ta. Ha. Ce faci, mă, pleci? Am zis, mi-au câteva haine. Păi și cum ai hotărât? Ce-ați hotărât? Uite, am vorbit cu băieții până acum, cum am venit și cu ei. Salut, salut. Și... hai să stăm puțin jos. Ce faci cu mama? Eu am vorbit și cu mama, și de să nu prea a fost de acord. Și am spus, mamă, câteva luni și apoi vin și mă mut acasă. Tu știi că noi nu ne băgăm. Dacă tu ești bine și crezi că e ok și e normal pentru tine și ești ok, ai înțeles? Eu sunt foarte fericit, o iubesc și a spus... Bobiță, nu, i-ai spus, ai încercat să explic. Eu ți-am încercat să explic. Dar dacă tu crezi că tu ești fericit și e ok așa, din punctul meu de vedere, Brigitte, o fată de nota 1 milion, da? Sara la fel, Robi la fel, voi hotărâți. Nici bine n-a stat cu noi 10 minute, în sfert de oră cât a stat. L-a terorizat, l-a sculat. Bă, știi ce se întâmplă? Până la urmă... Poate, nu ai ce bune, băi, văd de gaci. Până la urmă, hai să spun ceva. Soția lui, da, dacă l-a ales drumul ăsta, asta e familia lui. Păi la 2-3 zile vin aici și mâncăm. Vei la 2 zile venim la mama. Și cu fata. Păi de ce? Cum adică? Vii la maică ta cine? Restaurant? Nu, hai să nu ne băgăm o viață lui, dar ce vrei? Haide. Vezi ce face iubirea din nou? Din palatul meu? Ah. Deci că eu sunt femeia. Ah. Opa! Ah. Vine, încărcă la Brigitte. Te ajut, iubirea? Te ajut? Hai să te ajut. Eu sunt... eu m-am mutat, vezi? A? Vezi dacă te iubesc, ce fac? Ole, dar ce e aici? Pietre? Mamă! Mi-am luat câteva parfumuri, Brigitte. Mi-ai luat câteva... parfumuri? Da, câteva haine mi-am luat. Restul am stat acasă. Auzi, dar ce numai atâtea haine aveai? Brigitte? Bune. Păi uite-te, ia uite-te un pic aici. Ascultă-mă. Ia uite-te un pic în spatele meu. Uite aici, vezi toată asta de aici? Asta tot e dressing-ul meu. Păi și tu cu atâtea vii? Cu 10 haine? Păi bune. Brigitte. Uite-te câte am eu. Brigitte, tot timpul
Ba e bucuroasă, ba e supărată. Mă așteptam acum să vină cu foarte multe lucruri și a venit cu două valize mici. Am luat doar câteva, că oricum o să-mi iau altele și nu are rost că ne mutăm înapoi. Am promis că... Unde să mă mut înapoi cu tine? La mama, după ce se obișnuiește Sara, mai vine Sara pe acolo, i-am promis că maxim câteva luni de zile ne mutăm la mama și am luat cum așa câteva. Cum se promiți așa ceva? E promisa mai că dacă mă mut cu ea acum, adică... Da? Eu! Păi n-am vorbit așa, mă, Brigitte, mă. M-a dezamăgit total, adică n-am muncit 42 de ani să-mi crezi independența și să mă mut, mi se pare aiurea. Eu cum am iubit-o și o iubesc, m-am venit după ea. Acum trebuie să facă și ea la fel, nu? Eu când am vorbit cu tine în fermă, eu am spus așa, dacă eu nu mă mut niciunde, eu casa asta, eu mai am încă 9 ani să plătesc. Pe Sara am mutat-o deja, acum 2 ani am mutat-o în apartament, după care am mutat-o aici. Eu nu pot copilul în fiecare an să-l mut în altă parte. Da, te vor, înțeleg și pe aia că e foarte greu, s-a obișnuit aia mică aici. Contează să ne înțelegem, să nu fie ceartă, să nu fie dușmănie. Un bărbat adevărat care își face o familie și dorește să-și întemească o familie așa cum dorește Florin, nu o face la mama acasă. O face în propria casă. Am explicat așa acasă și la mama și la prieteni. Băi, dacă era, dumne, dar dacă prieteni, te iubește, venea. Treaba, ce tu ești bărbat? A zis, păi tu ești bărbat, te duci să muzea, n-ai casă. Prietenii sunt... Prietenii numai la bine sau cum, nu înțeleg, care este treaba cu prietenii? Că nu tot mi-i bași pe prietenii tăi. Am avut o discuție cu ei și le-am promis că am vorbit cu tine și cu mama și cu fratele meu. Te-am rugat frumos, vrei să vină prietenii cu drag inimă, cum a făcut ieri grătare cu frate tu, cu Mario, cu prietenii, cu... Nu mi se pare, adică prietenii nu au venit. De ce nu vin și prietenii aici așa? M-a deranjat foarte tare faptul că este foarte influențabil și ține cont de părerea prietenilor lui. Prietenii au și de toate. Eu sunt bărbat adevărat și am casă. Dacă nu aveam casă, mai spuneam. Am o casă foarte mare, cu teren foarte mare. Spus că dacă va fi să ne mutăm undeva, da? O să facem o casă nouă împreună. Păi undeva. Face, asta spun. Nu că este înregistrare. Păi facem o casă nouă, asta spun. Într-un an de zile? La mama o casă nouă. Nu. Aia e casă nouă la mama. Facem alta nouă. Am zis, până nu mi-ofer confortul care l-am aici, eu nu plec din casa okay, mea. Ok, și n-am eu. Și la mine e frumos, e lux, dar nu mai... Nu e piscină. Și o să fac o nouă casă cu piscină cum își dorește Brigitte și atunci totul o să fie ok. Pentru ea problema mare este piscina. Hai, așa rămâne, tu nu ne mutăm la mama. Hai. Nu, mă mai gândesc. Bine, bine.